Bună, draga mea! Sunt Luna Ala! În ultima săptămână completă a lunii aprilie, deși nu avem o agenda astrală aglomerată, există trei aspecte deosebite de semnificative care atrag atenția: luna plină în Scorpion pe data de 23, schimbarea direcției de mișcare a lui Mercur, de la retrogradă la direct, și trigonul lui Jupiter cu luna neagră la sfârșitul săptămânii. Luna plină în Scorpion, un moment de intensitate și dramatism, își va face simțită prezența în sufletele tuturor, nu doar a nativilor Scorpion. În această perioadă, emoțiile vor fi la cote înalte, iar sentimentele predominante vor include gelozia, iritabilitatea și dorința de răzbunare. Racii și peștii s-ar putea găsi prizonierii unei stări de descurajare, percepută ca o umbră asupra viitorului, fără speranță. Berbecii, leii și săgetătorii ar putea fi implicați în conflicte tensionate cu persoane străine, cu consecințe potențial neplăcute. Gemenii, balanța și vărsătorul ar putea deveni iritabili și sarcastici, provocând tensiuni atât în mediul profesional, cât și în cel personal. Taurii, fecioarele și capricornii ar putea fi supuși unor critici și atacuri, fără temei real sau justificare. În ceea ce privește scorpionii, această lună plină le va accentua și mai mult intuiția lor deja puternică, oferindu-le ocazia de a o folosi în mod constructiv și benefic. Întoarcerea lui Mercur din faza retrogradă este un moment așteptat cu interes, deoarece va duce cu sine o schimbare benefică în dinamica multor aspecte ale vieții noastre. Tot ceea ce s-a mișcat încete din cauza unor motive obscure în ultimele trei săptămâni și jumătate va începe să-și recapete din nou viteză. În sfera afacerilor, această tranziție va fi deosebită de semnificativă, deoarece întârzierile și blocajele vor înceta să mai fie o problemă. Procesele de afaceri vor căpăta o dinamică nouă și mai fluidă, iar fluxul de fonduri va începe să curgă în mod normal, fără întârzieri sau probleme. Planurile de călătorie, atât de mult amânate sau perturbate în ultima perioadă, vor decurge acum conform programului stabilit inițial, iar zborurile nu vor mai fi supuse întârzierilor sau reprogramărilor neprevăzute. De asemenea, această tranziție astrală va avea un impact pozitiv asupra aspectelor practice ale vieții noastre, cum ar fi gestionarea documentelor și a echipamentelor. Erorile masive asociate documentelor, în special cele financiare, vor înceta să mai fie o problemă, iar numărul defecțiunilor în echipamente va scădea semnificativ. Îmbunătățiri notabile în starea de bine vor fi resimțite de cei care suferă de probleme cronice ale sistemului respirator și cardiovascular, deoarece energia și fluxul vital vor fi revitalizate odată cu această schimbare astrală. Gemenii și fecioara vor fi printre principalii beneficiari ai acestei tranziții a lui Mercur către mișcarea directă. Progresul în afaceri și comunicare pentru aceste zodii va fi evident și semnificativ, deschizând de noi oportunități și facilitând fluxul informațional și de idei. Trigonul paradoxal dintre Jupiter și Luna Neagră va aduce o notă subtilă de complexitate în tendințele săptămânii. Pe de o parte, acest aspect astral promite noroc în domeniul material. Totuși, trebuie să ne amintim că acest noroc se referă mai degrabă la resursele și proprietățile altora decât la cele proprii. În această privință, cei care lucrează în domenii legate de finanțe, investiții și asigurări vor fi cei mai avantajați de pe urma acestui aspect astral. Cu toate acestea, pentru unele zodii, acest trigon poate aduce provocări și conflicte subtile în relațiile interpersonale. Peștii și săgetătorii ar putea fi tentați să adopte un comportament arogant sau să se lase pradă snobismului, ceea ce ar putea afecta negativ relațiile lor cu ceilalți. Racii, în schimb, ar putea începe să simtă gelozie față de colegii sau subordonaților mai reușiți și ar putea fi tentați să recurgă la acțiuni mai puțin onorabile în competiția lor profesională. Berbecii și leii ar putea fi atrași de o persoană aparent fascinantă și de succes,
dar dezamăgirea ulterioară ar putea fi profundă și dureroasă pentru ei. Scorpionii se vor confrunta nu doar cu ispite interne, ci și cu provocări ale justiției în mediul lor, iar reacțiile lor la aceste provocări vor fi cruciale pentru evoluția lor pe termen lung. În final, gemenii, balanța și vărsătorul ar putea deveni victime ale propriilor lăcomii sau naivități, fiind expuși riscului de înșelăciune sau fraudă în domenii legate de bani sau relații financiare. Este important ca aceste zodii să fie atente la semnele subtile ale înșelăciunii și să-și pună în aplicare discernământul în gestionarea resurselor lor și a relațiilor lor financiare. La revedere, draga mea! Nu uita că în fiecare zi îți dăruiesc o previziune și o etalare de tarot. Te aștept!